Conform regulamentului aprobat de aleșii locali, personalul specializat va desfășura activități menite să le asigure un trai mai bun vârstnicilor. Acestea pornesc de la servicii de îngrijire și igienizare corporală, asigurarea unei alimentații corecte, precum și servicii în afara locuinței. Printre acestea se numără plata facturilor, realizarea de cumpărături și orice alte activități pe care persoana îngrijită nu le poate face singură. Marian Iordache spune că în Medgidia serviciul este unul extrem de necesar. Persoanele care sunt preluate pentru îngrijire sunt în general persoane vârstnice, de vârsta pensionării, care au afecțiuni medicale grave, fie accidente vasculare cerebrale, fie boli psihice, neuropsihice, fie unele invalidități care nu le permit să aibă o mobilitate și o posibilitatea să se îngrijească singure. De obicei sunt persoane care n-au familia aproape, fie că vorbim de soț, soție, aparținători, și atunci întreținerea practic ar fi la voia sorții și noi ne-am propus să nu abandonăm astfel de persoană în comunitate. Finanțarea serviciului se face din două surse, respectiv beneficiar și bugetul local. Astfel, beneficiarul contribuie cu 1% din pensie. Cazurile persoanelor în vârstă sunt în funcție de venituri cu contribuția ale acestor persoane la plata îngrijitorului propriu. Contribuția crește pe măsură ce venitul persoanei îngrijite crește, iar în situația persoanelor în vârstă fără venituri, primăria asigură în integralitate plata îngrijitorului personal. Prin documentația propusă în ședința de Consiliu și aprobată de Consiliul Local, serviciul poate fi acreditat în continuare pentru o perioadă de 5 ani, perioada în care va funcționa legal. Ne mai trebuie două lucruri, respectiv aprobarea bugetului local, pentru că o parte din sumele care înseamnă plata acestor îngrijitori sunt suportate de bugetul local și, de asemenea, acreditarea, care este un document pe care Ministerul Muncii îl editează ca urmare a tuturor documentelor depuse de primărie. În altă ordine de idei, în viitoarea ședință a Consiliului Local din Medgidia urmează să se aprobe și numărul maxim de posturi de asistenți personali. Proiectul vizează ajutorul oferit pentru persoanele cu handicap grav în decursul anului 2016.